Salut și bine ai venit la un nou video. În acest video o să vorbim despre HTML și practic începem cu partea de web și am să-ți arăt câteva exemple ce poți să faci cu HTML și cum să-l folosești efectiv pentru a-ți construi propria pagină web, care este practic și scopul acestui capitol. Și la finalul acestui capitol o să ai, să zic, o mică temă în care o să-ți dau câteva instrumente pe care le vei putea folosi pentru a-ți crea propria pagină web. Și e momentul să vorbim de unul dintre acele instrumente, să zic așa, HTML-ul. Da? HTML-ul, Hypertext Markup Language, e un limbaj de marcare, un limbaj de taguri, o să vezi. Are foarte multe taguri, nu știu cum să spun, elemente de marcare în care specifică, hei, uite, asta este întreaga structura site-ului, aici este partea de început a site-ului, aici este partea de head, asta este partea de navigare, asta este partea în care va fi afișat o anumită imagine, aici punem textul, aici punem un tabel, aici este secțiunea de footer și așa mai departe. Paginile web au o structură, au o logică, au un element standard, da? Nu ne trezim așa pur și simplu cu niște pagini aruncate în internet, ci ele trebuie să meargă după un element standard. Ce poate să facă diferit o pagină web este designul, este aspectul în sine, dar de obicei structura unei pagini este destul de clară și HTML-ul ne oferă acest lucru. Și tocmai de aceea vreau să-ți prezint câteva elemente foarte importante, documentația cu care, bineînțeles, sper că te-ai familiarizat deja. Asta este un lucru foarte, foarte important pentru că în momentul în care începem și vrem să construim ceva, cel mai important lucru nu este să știm fiecare instrucțiune în parte. Asta e valabil și pentru programare, asta este valabil și pentru partea de web development și pentru orice lucru ce facem în IT. Asta nu e cel mai important lucru, să știm fiecare bucățică ca apoi să construim ceva. Nu. Mai întâi, cel mai important este, ok, ce vreau să construiesc, care este scopul a ceea ce vreau să construiesc și apoi hai să văd efectiv de ce am nevoie. În zona asta am nevoie de o anumită imagine, aici am nevoie de un link, aici ar trebui să arate în formatul ăsta, aici ar trebui să fie anumite carduri, aici ar trebui să fie o secțiune de articole din cadrul unui blog, aici ar trebui să fie prezentate anumite produse, aici ar trebui să fie prețul, aici ar trebui să fie un buton, aici ar trebui să fie toate aceste lucruri, da? Cu alte cuvinte, mai întâi ne facem acel film în cap sau pe hârtie, după care, odată ce ne este clar, mergem și vedem, bun, hai să văd cum fac chestia respectivă. Și automat mă voi folosi de documentație și pe măsură ce învăț, practic, îmi iau elemente din această documentație, înțeleg cum se folosesc, înțeleg care este scopul lor, de-a lungul timpului o să ajung să cunosc foarte, foarte bine fiecare componentă și nu voi mai avea nevoie atât de multe de documentație. De asta vreau să pun foarte mare accentul pe situația ta în cazul în care nu ai mai experimentat cu HTML, în cazul că nu ai mai experimentat cu zona de programare, în cazul în care nu ai mai experimentat cu partea web-ului și nu numai, folosește-te în mod constant de documentație. Da? Nu este nicio o greșeală, nu este nicio formă de trișare. Scopul nu este să cunoaștem lucrurile pe de rost. Da? Scopul este, nu suntem la școală aici, scopul este să învățăm și să construim anumite lucruri. Scopul este să construim ceva util pentru noi și pentru alții. Da? Hai să vedem. Deci, intrăm aici la W3 Schools, partea aceasta de HTML și aici poți să vezi un exemplu de format HTML, da? Care conține mai multe lucruri. Partea asta, doctype, ne specifică tipul documentului. Documentul, în cazul ăsta, este de tipul HTML. Super tare. Asta e specifică browserului, cum se interpreteze acel fișier, pentru că nu uita, acest, hai să zicem cod, da? Nu este neapărat cod, dar această structură de aici, noi o luăm și o punem în cadrul unui fișier și în fișierul respectiv îl scriem, îl facem, îl customizăm cum noi, adăugăm tot codul necesar, iar apoi acel fișier îl punem într-un browser sau când cineva accesează un site, lui se trimite acest fișier, cum ai văzut cu HTTP-ul, da? El va primi acest fișier și browserul îl va afișa și o să putem să vedem acolo interpretarea browserului a acestui, să zicem, cod. Da? Hai să vedem, dacă apăsăm aici try it yourself, o să pot să vezi că asta este, putem să facem editarea aici, da? În mod special dacă vrem să învățăm, e foarte benefic să facem așa. Și aici o să pot să vezi că avem this is the heading, da? Deci avem secțiunea asta de HTML care practic specifică, hei, uite, aici urmează să introducem elementele paginii, după care avem secțiunea asta de head, care pot să vezi că are title, da? Acestea sunt acele taguri sau marcaje, dacă vrei să le spunem așa, care sunt specifice limbajului HTML, da? Ok. Bun. Title, asta specifică titlul
paginii și aici este page title, nu știu, putem să scriem aici titlul paginii mele. Apoi, în zona asta se termină head-ul, da? Deci începe head-ul, elementul de început al site-ului, să spunem, dar nu trebuie să fie neapărat unul vizual. Și aici, de obicei, se pun informații despre site-ul în sine. Se pot pune informații către despre tipul site-ului, despre cum se interpreteze în momentul în care site-ul este afișat pe Google. Aici putem să specificăm Google, hey, site-ul, uite, îl prezinți așa, să se numească, nu știu, acasă, platforma IT, sau să se numească, și apoi să apară și o descriere, sau să se numească site-ul oficial al Google.ro, da? Google România, da? În momentul în care scriem, de exemplu, pe Google, scriem Google, să zicem că facem asta, aici poți să vezi că sunt mai multe elemente. Ei bine, de exemplu, zona aceasta poate fi specificată în cadrul site-ului. Odată ce intrăm, hai să intrăm aici Google, dăm un click dreapta, View Page Source, și o să vezi că în partea aceasta de sus, bine, Google este foarte bine optimizat și cu foarte multe lucruri. Hai să luăm un exemplu mai simplu. O să intru pe site-ul meu. ramonastase.ro ca să vedem exact la ce mă refer. Dăm aici click dreapta, View Page Source și aici poți să vezi. Iată, avem HTML-ul care specifică limba în care este site-ul, apoi avem secțiunea asta de head. Apoi vine partea de meta, metadate. Metadate înseamnă date despre date, da? Și aici, practic, sunt descrise anumite metadate care sunt relevante pentru engine-ul de search, în cazul ăsta pentru Google, ca să știe cum să afișeze, de exemplu, partea asta, da? Meta, name, description, content, și aici înveți IT de la zero, tot ce ai nevoie pentru a te angaja în domeniu, da? Secțiunea asta este un element care Google se va folosi mai departe. Apoi poți să vezi aici iarăși că sunt anumite informații care țin de, nu știu, pagini de socializare, țin de site-ul în sine, cum se numește și tot felul de lucruri descriptive despre site-ul în sine vin în zona asta de head. De asemenea, mai pot să vină și anumite scripturi. Aici unde vezi script, de obicei este un element care ține de JavaScript, la fel și în partea aceasta, modul în care să fie afișat site-ul în secțiunea de căutări și așa mai departe. Apoi, ce mai poate să apară în zona asta este ceva ce se numește CSS, CSS, despre care o să vorbim în video următor, și poate să apară un astfel de link, un link către un fișier CSS, care CSS-ul ce face? Ne dă un aspect frumos al site-ului. Dacă HTML-ul vine cu structura, CSS-ul vine cu un design, vine cu designul frumos al site-ului și te ajută să-ți colorezi în ghilimele absolut tot site-ul și, bineînțeles, JavaScript-ul vine cu elementul de funcționalitate pentru acel site. Îl face mai interactiv, îl face mai frumos, mai plăcut ca experiență pentru om, da? În momentul în care utilizează acest site. Și cam astea sunt elementele care apar într-o astfel de secțiune head, da? Mergând mai jos, o să vedem că la un moment dat această secțiune se termină, da? Și apoi vine zona de body. Și aici în zona de body începem cu partea de header, adică cu partea de navigație. În cazul ăsta poți să vezi, iată, aici doar câteva elemente. Deci avem header, main header-ul va fi această secțiune de aici, secțiunea de sus. Ăsta este header-ul principal, da? Din cadrul site-ului. Aici avem logo și avem celelalte elemente ale site-ului în sine. Și astea toate vin și apar în formatul acesta. Iată, aici poți să vezi chiar la un moment dat span, uite, logo helper, da? Și ne putem folosi de astfel de elemente ca să le identificăm. Nu intrăm acum în detaliu în fiecare, pentru că nu ăsta este scopul acestui video, ci pur și simplu vreau să-ți arăt cum este organizată o astfel de pagină. Hai să revenim la editorul nostru, da? Aici în editorul nostru putem să vedem mai departe că începe secțiunea de body, practic așa începe o secțiune și cu slash se închide o secțiune. Apoi avem astfel de elemente ale paginii în sine, care aici putem să vedem this is a heading. Aici putem să spunem header type 1. Apoi putem să venim cu un alt tip de header, H2 să zicem, header type 2. H2 și apoi din nou header type 3, să spunem, da? H3. Și hai să dăm un run la acest cod și iată, poți să vezi că am diferite dimensiuni, da? Ca și cum ai avea un anumit, pe un document, ai un titlu al documentului respectiv, după care ai astfel de elemente. Ai titlu, ai apoi un capitol întreg, după care ai sub capitole sau sub lecții, iar apoi ai pur și simplu paragraful în care poți să scrii, în care
poți scrie întregul text. Da? Dăm run și aici apar aceste lucruri. Ce îți recomand ție este să parcurgi aceste materiale de aici, de pe V3 Schools, pentru că sunt foarte multe. Îți recomand să le parcurgi în fiecare și să intri un pic mai în detaliu pe partea aceasta când vine vorba de zona de HTML. Da? Putem să venim aici, de exemplu, la Elements și aici, iată, hai să vedem ce tipuri de elemente. Păi am văzut H1, H2, P-uri de la paragrafe și apoi putem să vedem aici că sunt mai multe și ne oferă și mai multe exemple. Toate acestea apar în body și intră în detaliu și îți explică fiecare în parte. Chiar îți recomand să faci acest lucru. BR, dacă punem un BR, de exemplu, hai să revenim aici. Să zicem că punem aici un BR, asta o să facă un break și o să-ți vină textul ca un fel de spațiu. Da? În momentul în care apeși Enter într-un anumit text pe care tu îl poți scrie pe un site, se poate întâmpla ceva de genul că în spate îți este ilustrat în formatul ăsta.